Cetățenii din Cojmir sătui până peste cap de liberali. Aceștia le-au cerut candidaților PSD pentru Parlamentul României să trimită cât mai repede acasă guvernul Orban. Din ce în ce mai mulți mehedințenii le cer socialdemocraților să-i scape cât mai rapid de liberali. Candidatul PSD pentru funcția de senator în Parlamentul României, Liviu Mazilu, i-a asigurat pe aceștia că Partidul Socialdemocrat va lupta mereu pentru interesele tuturor românilor. În comuna Cujmir m-am bucurat să revăd mulți prieteni, oameni gospodari, oameni interesați de bunul mers al comunității și, ca și în întreaga zonă de sud a județului Mehedinți, ei își pun speranțele în candidații Partidului Social Democrat. Am discutat cu oamenii, le-am explicat de ce suntem în situația actuală. Oamenii sunt foarte bine informați și am convingerea că marea majoritate vor vota Partidul Social Democrat. Alin Chirilă, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării în guvernele PSD, a adus investiții impresionante în toate comunele din Mehedinți. Acesta le-a transmis oamenilor faptul că viitoarea guvernare PSD va continua să îmbunătățească nivelul de trai al tuturor românilor. Astăzi am fost și în comuna Cujmir, alături de colegii mei de la PSD Mehedinți și împreună cu domnul senator Liviu Mazilu. Cujmirenii votează PSD. Cujmirenii au înțeles că în această comună guvernul PSD a alocat sume importante în foarte multe proiecte de infrastructură și dezvoltare pentru această comună. Au înțeles importanța unui guvern PSD și ne-au cerut să înlăturăm guvernul PNL de la guvernare. Ne-au cerut să formăm un guvern PSD care susține dezvoltarea în continuare a acestei comune. Ne bucurăm că suntem bine primiți, ne bucurăm că vedem speranță în ochii oamenilor. Locuitorii comunei Cujmir își doresc cu ardoare ca guvernarea liberală să ia sfârșit, oamenii fiind dezamăgiți de măsurile luate de guvernul Orban. Cetățenii comunei Cujmir au o impresie foarte bună de candidații de pe lista PSD. Foarte mulți îl cunosc pe domnul deputat Alin Chirilă, viitorul deputat, pe domnul senator Liviu Mazilu. Sprijină și ne susțin și o să iese la vot să voteze PSD-ul. PSD-ul de când, să știi, cu Adrian Năstase, cu Iliescu, cu tot, de atunci eu îl susțin și vreau să dispară partidul ăsta liberal, că nu, ăștia ne omoară. Eu am ieșit la pensie din 2014. Din 2014 mi s-a mărit pensia încă o dată. Am avut 9 milioane și am făcut 21 de milioane am pensie, PSD-ul. Dar PNL-ul nu vezi că taie din ea, nu vrea să dea din pensie. Ce să votez, PNL-ul? Ăștia a închis spitalele și ai noștri le-a deschis PSD-ul. M-a lămurit.